Următoarea noastră invitată este participantă în mai multe concursuri televizate și nu doar. Fata care a îmbrățișat China, interpreta Crista Baban. Cristob! Salut, o salutare! Uite, Natalia a făcut prezentarea și de altfel a și subînțeles. Ia loc, te rog frumos, Crista. Noi ne bucurăm tare mult să te revedem. O prietenă scumpă de-a noastră Crista. Și dragă. Poți să te saluți și cu Anatol, deși nu-i substanțial. E cel mai important și poate să fie la emisiunea asta. Da, Natalia, de fapt, a spus și legătura care o făceam eu. Ai înțeles acum? Ai nicio legătură, tu. Tu nu gândești. Crista a fost în China. A fost cu Dale cântatul. Cât de oficială chestia asta cu... Așa-i? Cu China. Cum îți dești? Nu, Crista, știi ce oficială? Stai un pic, Anatol, eu am întrebarea care trebuie să o dau. Cum îți dești la chinez? Mitițele sau mărcele? Întunicate. Întunicate. Cel mai interesant, tu, om, studii superioare și degeaba, eu de asta și-am dat mâna. Ca să văd și degete are, în primul rând, Crista. Crista are degete frumos. Eu am. Cum tu le consideri degetele tale? Scurte. Da. De ce? Când am ai văzut și degete mai lungi. Și bineînțeles. De asta s-a făcut o comparație. Vlad e foarte pasionat de degetele chinezilor. Și asiaticilor. Eu am înțeles deja. Da, da. Și el așa tare se interesează. Crista din lift asta m-a auzit probabil și de asta și eu am întrebat. Cum sunt degetele la chinezi? Da, respectiv. Eu cred că ar fi normal să fie degetele identice. Așa e? Să fie normale. Dar să fie un pic mai mici. Știi că oamenii ești așa de tip de asta mai micuț. Știi, dacă să fie cu niște degete. Tu erai cea mai înaltă atunci când ieșeai afară. Depinde de regiune. Depinde de regiune. Deja nu mai există chestia asta că dacă sunt chinezi înseamnă că ei sunt micuți și înseamnă că ei sunt... Ok, da, păi asta nu, mă rog, asta nu e o calitate... Fast food-urile își fac amprenta în toate... Amprenta? Eu am văzut și Crista tocmai o băgat amprenta asta așa de adânc într-o și... Tu vrei să spui că sunt și obez și nanți și subțiri și groși și mari? De toate tipurile. Schimbul de sânge deja merge. Am înțeles. Așa, aici unde ești? Ce Elba? Elba? Insula Elba? Insula Elba. Tu ai văzut că eu nici nu te-am dat. Eu am înțeles de dat că insula pentru că în geografie o știm așa ca... Am vrut să zic un cuvânt. Cât de bine nu știm. Care cuvânt? Deci... eu am vrut să zic țâță de afrodă. Să faci de afrodă. Nu știm geografie că țâță de afrodă. Cred că nu-ți poate. E că nu asta e masa. Dar poftim? E un zi de mâță, dar tu ești deja... Mâță de autobus? Nu. Nu știm geografie, mâță de afrodă. Mâța în autobus. Mâța în autobus. Asta e bine. Cum ai plecat în China? Cu zborul sau cu autocarul? Te las China, nu suntem în Elba. Nu, stai că eu... ok. Hai, și în Elba. Și în Elba. Ce ați făcut în Elba? Eu am călătorit. Deci ai vrut doar să vizitezi Elba. Asta e călătorie, tot absolut. Câteva cuvinte despre Elba. Eu, uite, despre Elba nu știu mult. E frumoasă Elba. E frumoasă, marea, e cristalină. Unde-ți duc modelin tot e frumos, asta e clar. Știi... Dar după și pleacă modelin, dar nu-i tare frumos. Nu ai spune așa ceva. Crep crănesc pescărușilor, le rău. Vrei să cai cu ceva frumos în Belgia? Am în Elba și ați mai lăsat acolo. Nimic deosebit. Afară de gunoi. Da, precis că ați lăsat. Îmi cu degetele voastre, groasă! Pescărușii din Belgia. Ceva precis că ați lăsat. Ați îmblat cu degetele voastre acolo. Pecămușii, să vină autobusul și să vezi ce am adus din Elba. Ia, Narat, ce-ai adus din Elba? Iată, aici e tot... Nu, ceva, poate, nu știu, vreo istorie despre Elba. Care istorie? Am fost în călătorie, am vizitat locuri și istorii mai vreodat la mine. Eu m-am uitat și nu mă interesează deloc și știu ceva despre insula asta. E frumos. Așa, ce ai adus? Lampa? Da, uite, fotoliu ăsta. Fotoliu? L-ai dus din Elba? Da. Fotoliu elbanez. Da. Dacă tu sui pe dânsul, te elbanezi. Te faci elbanez la cap. Știi cum într-o la națiune. La națiune, da. Da. Ești deci tu acum ești elbanită într-un fel oarecare, dacă ești foarte tare. Foarte tare. Deci dacă stai de două ori, ești relaxată tare, elbanită. Știi? Este așa un termen. Trebuie să introducem acest termen în dicționar. Da. E un termen frumos. Atunci când primești o plăcere enormă, de la o călătorie, asta înseamnă să te elbanezi. Să te elbani. Nu, asta deja, asta e emanațiile tale deja. Da. Am fost elbanit de o țară anumită, de o emoție. Da. E o emoție frumoasă. Frumoasă, da. Câinele, apropo, nu este din Elba.
Era. Era. El nu știe că e din el, bă, da. Șova tot e din el. S-a născut. A, câinele e a domnului Șova? Nu, e altcuiva. E cineva aici a cui e câinele? Din clip, propriu zis. Era, dar nu știu să vede bine. Vrei să primezi în clip? Da, câinele. Da, tot e la barter la noi. Câinele a adus stăpâna, pur și simplu. Câinele a adus și tabla de șac. Sper că acest câine n-a fost hrănit și el cu cartofi. Nu, că nu avem cartofi. Nu, de ce pentru echipă am mâncat numai cartofi? Aveam numai... Pâine sub cartofi. Aveți numai pâine, da? Nu, tu... Stai, tu n-ai văzut... Eu, stai un pic. Știi cum se făia sub cartofi? O luat și-o curățit, o pus în apă într-un vas, l-o opărit și s-o pus tăiat și-o început să faci în galeații. Stai un pic, stai un pic. Eu vreau să trebuie pe Crista. Crista, voi aici n-ați avut mâncare, da? Am avut, dar... Aveți puține, așa-i? Pentru că Crista cu atâtă jele și-o să minte. Am avut, dar numai pâine. Nu! Pur și simplu aveam și niște pateu, dar era în limba... Da, pateu din cartofi. Era... Pâine cu pateu din cartofi. Fu, strașnic, oamenii sărmanii dansau de foame. Important că nu era de carne de pescăruși. Așa. Așa că e adeglă. Ești hrănit măcar pe ăștia? Da, sigur. De plătit e clar, n-ați plătit pentru că e odisonat. Apă cu zahăr ca să... A, pâine cu apă cu zahăr, apropo, foarte bun de delicatese. Foarte bun pentru pancreas. De ce nu? De ce nu? Da, evident. Dacă noi suntem aici în cosmos, de ce nu? Da, de ce nu? Dacă se vede zidul Dumnezeu. Aveți posibilitatea să întrebați pancreasul, să-l întrebați pe dânsul, băi, e bună apă cu zahăr? El doar n-are cum să spună, respectiv și noi deducem că e bun. Mama, de exemplu, mi-a spus că... Gata, terminăm cu plânsul. Ia să terminăm. Serios, nu? Eu am venit pur să fiu frumoasă, nu? Da, tu ești foarte frumoasă, Crista. Nu-ți faci griji tu de chestiile astea, că nu mai este. Nu-ți faci griji. Noi, acum, la momentul de față, pe lângă hlizăturile astea pe care le tragem noi, vrem să fim serioși și să-ți dăm ție o încercare. Despre ce anume, iată, colega noastră, noi avem o domnișoară brunetă foarte frumoasă în platou și plus la asta avem o domnișoară blândină foarte frumoasă în platou. Ia să ne spui tu nouă ce o așteaptă pe Crista. Crista, trebuie să arăți următoarele 3 cuvinte în decurs de 3 minute. Deci, fiecare are cuvintele lui și le știe doar el. Ne arată și noi ceilalți trebuie să le ghicim. Hai! Așa, primul meu cuvânt e ican. Cum tu ne-ai arătat? Da. Eu vă o spun. Hai, arăt. Da. Primul cuvânt. Înoată. Înotător. Bă, asta tu asta vei. Tu joci cu noi? Bravo! Mă pui! Bravo! Hai. Următorul cuvânt. Oaie! Du. Treile cuvânt. Uite. Tu vezi și din repede le găsesc. Tu le știi. Da. Următorul. Noi nici când vom permaneze, el îmi spune și eu le găsesc. Păi vezi două cuvinte cu care vă jucați de timpul. El ne le spune și eu le găsesc. Mi-e place și le găsesc dacă le știu. Următorul cuvânt. Bou. De inimă moare. Eu nu ți-am arătat oglindă. A, așa. Mă tin că eu știu, de fapt, nu asta să-l ajut. Nu, nu știu. Să o înșipt adrenalină în inimă. Adrenalină, eu am înțeles. Corect. Ți-am spus, eu știu trei cuvintele. Stai că nu știu cuvânt. O, ăsta-s... Eu prost le-am citit, nu-i des. Ultimul cuvânt. Nu, eu glumesc, mi-am dat seama. Constipație. Vlad are probleme cu... Cu hemoroizii. De ce ai tu în frunte? Un bec. Mare? A, ciclop, mititel. De ce? A, mititel, de asta, hobbit. Porc de asta, salbatic. Oaie nespălată cu ochii pe frunte. Pescăruș crud. A, televizor de asta, moldovnesc. Film. Urât. Film. A, dintr-un film? A, personaj, pitic. Din Scufița Roșie și cu Albă Căzăpadă care merg toți împreună. A, omul care... Cu nas ascuțit. Cine ești, măgariule? Tu? Eu, animalul! Nu știu. Nu știu. Am idee cine este. Da, am pușcat... Creier. Stai un pic. Deci un... A, un greieraș? Nu-ți creier. Și nas. Înțeleg nasul. Aha, stai. N-ai voie să te tingi de obiecte, dar lui îți dă voie. A, culoare galbenă? El e galben? Și mic. A, stai un pic, galben și mic. El are, eu am înțeles. Muc! Nu. Micul muc! Gata. Știți care, gata, să găsesc, stai un pic. El are hepatită. Da, el e galben. Probă de minion.
o, minion, nu se arată așa minion, se arată așa banana. Eu ți-am spus doar că trebuie să stai oglinda. Tu arăți foarte prost. Hai să spunem așa, cinstit. Uite, acolo scrie Crista și apasă pe butonul Crista. Acolo este buton pe care scrie Crista. Sus. Am deschid ochii și uite, așa. Da. Hai, primul cuvânt, l-ai citit? Dar nu apasă și la mine. Mi se le citiți pe mele. Hai, arată primul cuvânt. Dar poți să-l citești toate să ne răslăbim. Hai. Primul. Tu așa te pregătești, parcă mușai să faci un salt. Egipt. A, gata, am înțeles, faraon. Crocodil, dinozaur. Dinozaur? Dinozaur? Okay. A, am crezut că sunt serios, am crezut că și Godzilla. Așa? Palmier. Aproape, un fel de copac. Copac, da? Măsline, banane, măsline, olive. Măr. Newton. Ne-a oprit, da. Și măr, fruct, deci unul oarecare fruct? Și nu-i fruct, da? Cocos. Granat. Ananas. Granat, ananas, banană. Grapefruit, mango. Mic? Nuc. A, mic, nuc. E mic, nuc. Dar e tare, e tare? Nucă. Da. Măsline. O care se desface două, cocos. Wow! Wow, se desface două. Un fruct de... Un fruct care cade și se sparge în două și începe a veni ciocărlie și... Copac, da, ok. Și da, copac crește la noi? La noi în... Nu crește. Crește la noi? Crește la noi? Nant și... A, ghindă? Piersic, alună... Dar e fruct fier, nu-i fruct fier. Nu-i... A, băi, nu-i fruct fier. A, castan! Am un două, dar nu știu ăsta-i. Hai, da. Sparți. Următorul cuvânt. Dar arată-l, nu trebuie să-l zici. Persoană cu... geacă, cu scurtă. Geacă, cu scurtă. A, bâc. Deci, mă scuz. Căgăbășnic. Sis. Om din diplomat, afaceri. Diplomat, relații internaționale. Și ambasador. Polițist, judecător. Polițist, judecător, avocat. Iar în doi, bă! Nu ești prost de două ori. Da. Gata? Să nu mă repez. Da, păi, sunt trei cuvinte. Și Anatol, hai, arată. Facă Crista, facă Crista. Facă Crista? Facă Crista, uite. Odată ca Crista, am făcut și a doua ca Crista. Hai, ca Crista. Uite ce ca Crista e și de mine. Așa. Hai, spune. Arată, adică. Elicopter. Ei? Nici nu știi arăta. Ventilator, mai n-am spus. Și ești de... Tu foarte simplu de răiați, asta nu-ți poate, nu-i interesant. Foarte simplu de răiați. Stai un pic și cuvinte următoare. A, hai, arată. Elicopter fără bec. Hai. Măgar. Nu, asta e măgar așa care le-a scris, să-ți zici ce să spun, așa cuvinte, n-ai voie. Eu nu le-am scris. Tu dansezi? Da, nu, următorul. Hai. Nu, nu! Hai, repejor. Taci. Intestin. E constipație. Constipație? Te-ai băut ceva și cu tine? Ți-i rău? Adrenalină. A fost în China. Excitat. Excitare, la mai mare, exaltare, hipertensiune, tensiune, hiperactivitate, hiperacțiune, hipersensie, hiperconstipație, hiperactiv, hiper. Și cocktail, hipercocktail, hipercarton. Hiper, amesticatus. Hipermix? Două, mix, amestici ceva. Hiperastip. Da? Mix hiper. Arată din altă parte. Când deschizi și dai din focus. Explozie. Nu, Aladin, când iese ginul ăla. Da. Hiper-gin? Gin hiper? Hiper-gin. Hiper-junc. Hiper? Și vrei tu de la mine. Torn, gin. Hiper. Gin. Hiper. A, gin tonic.
Хипердин, хипертоник. Хипердин, хипертоник. 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 Браво. Аста кандифактинима. Ну, урматор мы нас отгасит, ребята, вас. Аста кандинима бати, де факт, Анатолий. Ультима. Ты сейчас дедата, что я дедата с хипертоник. Там не хипер, да, дела... Хипертензия, да, не контează. Да. А, хипер, да. Бага. Хай, ультима. Арату. Ом. Скрий. Скрий, да? Ла школа, академии. Школа. Школа, академии. Ла школа. Академии? Академии. Коледжу. Чева între коледжу și академии? Университати. Чева... Orice, orice instituție de, de învățământ, da? Om stare de știință. A, știință, om de știință. Doctor. Parlamentar, nu așa la noi știință, și părinte, am uitat. Ucionii. Da, academician. Ce face el? A, un anumit soi de academician. Fizician, chimic, Nobel, premiu Nobel, cine? Matematician, algebrizian, filozof, demagog, Anatol, calidoscop. A, de-asta care cu informatica? Cu informatica? Sau orice? Matematician? Așa, numele lui să-l spunem? Nu, nu, anume profesie de academician concret. De asta, anume specific. Nim... debil. Ce răscutești? Cibernetică, bine. Cibernetică! O, la, la! Hai să ghișesc, gata. Eram să ghicim peste 3 ani. E bun. V-am zis că asta e. Bravo, bravo. Eu cred că producătorul nostru a sprânească una în cibernetică. În cibernetică, da. El avea să-și impus nou. Da, da, bravo. Pavel, ești bravo. Noi îți mulțumim foarte mult și ție, Pavel, și ție, Crista, îți mulțumim foarte mult că ai trecut încercarea cu brio mai bine decât noi, apropo. Da. Și îți mulțumim. Da. Castan. Ar noi am castanit. Ai gustat, am mâncat vreodată castani? Da, nu-mi plac. Da. Nu, păi stai, apropo, nu din... Apropo, de-aștia... Dar cu ce gustau? De libelulă. De libelulă, da? Ai mâncat libelule în China? Nu. De ce nu? Libelule prăjit sunt. Sunt, știu. Dar nu, castani, castani, gustul la castan. Pentru că nu ești asociat cu un singur gust. Care? Cu cel care e hrănit pescărușii. Păi eu, da. Un fel de cartof fiert, sincer. Păi de asta și spun, cruz e mai bun decât... Castani cruz? Da. Nu al nostru. Nu, nu, nu al nostru, vorbim de ce că-ți mănâncă. Da, e dulce exact ca... Ca un cartof de ăsta... Băhlit. Salbatic? Nu, știi cartof și care... Cum? Canuca. Canuca verde, cum ai mâncat-o, cam așa. Cam așa e gustul. Și nu sunt... Data viitoare ne invităm unul pe celălalt la castani. Da. Dar în China cea mai gustoasă mâncare, de pe jur, numai o frază care știm. Da. Ce și-a mâncat eu? Ce mai gustoasă mâncare? Orez. Orez. Adică tot, da. Așa e de bun orezul. Super. Nu, mâncați orez. Orezul cu pâine. Fără pâine. Nu, cu pâine. E pâine ledin și pâine dulce, așa. Cu libelule. Nu, eu iubesc sau orez cu orez, sau orez cu pâine. Astea sunt două lucruri care eu le mănânc. Pâine cu pâine, nu orez. Da, 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 și cu paste. Când amestești cu împreună. Cu paste. Da. Cristian, noi îți dorim să nu amestești tare multe lucruri de astea prostești care le propune Anatol, că el propune tare multe interesante. El cred că are un magazin. El a făcut cibernetică, pur și simplu, la Facultatea de Filosofie și el știe cum să le amestești una cu așa în altă. Noi, estimați telespectatori, din partea mea și lui Anatol, vă spunem că ne-am bucurat foarte mult să o avem aici, în platoul nostru, pe prietena noastră mult îndrăgită, Crista, și te pupăm dulce și ne vedem și data viitoare. Mulțumim pentru invitație. Te așteptăm cu mare drag. Dragi telespectatori, a venit timpul să ne luăm rămas bun cu voi. Da, să vă spunem la revedere și să vă spunem să nu mâncați orez fără pâine atunci când este orez și nu e pâine. Da, și în același timp să mergem și noi cu toți în China, în curând probabil să va fi și acolo. Așa că vă spunem o seară frumoasă. Și degrabă să vă spunem mihau! Mihau, mihau! Mihau.